Cefturaia, Azian Cujianu, căminul vestiților boieri Buzescu, ajunge în stăpânirea familiei Știrbei pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, prin căsătoria Despei Buzescu cu Șerban Știrbei, fiul dregătorului Cernica Știrbei, ctitorul mănăstirii Cernica. Trecând de la o generație la alta, în secolul al XIX-lea, moșia este cunoscută cu numele de Știrbei, denumire consacrată în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Știrbei, născut Bibescu. Fusese adoptat de bunicul matern, vornicul Barbu Constantin Știrbei, pentru a duce mai departe numele familiei. L-a desemnat moștenitor cu condiția preluării numelui său și l-a trimis la Paris pentru a-și desăvârși educația. Barbu Dimitrie Știrbei începe opera de modernizare a țării românești din timpul domniei fratelui său, Gheorghe Bibescu, 1842-1848, când în calitate de ministru de interne și-a pus semnătura pe lucrări majore, printre care și podul de lemn de la Slatina. Executat după planurile arhitectului Balzano din Trieste, podul avea caprele pe zid, iar picioarele și celelalte părți erau confecționate din bulumaci și lemne groase de stejar. Inaugurarea primului pod stabil ce unea malurile Oltului la vadul de la Slatina a avut loc la 8 septembrie 1847, în prezența domnitorului Gheorghe Bibescu și a doamnei Maria Bibescu, însoțiți de membrii guvernului și de reprezentanți ai puterilor străine. Ca domnitor, între anii 1849-1856, Barbu Dimitrie Știrbei continuă activitatea de înnoire a țării, lăsând o amintire de durată din palat până la bordei. Un contemporan îl descrie astfel: devotat principiilor legii și conservatorismului, este în același timp prietenul progresului și al reformelor înțelepte și utile și nu neglijează nicio ocazie pentru a le introduce în țară. După ce a văzut că propunerile sale referitoare la soarta principatelor române sunt incluse în tratatul de pace de la Paris ce încheia războiul Crimeii, în anul 1856 a părăsit tronul de bunăvoie pentru a lăsa națiunea liberă să își exprime dorințele de unire cu Moldova și de a se constitui în noul stat de la Dunăre, România de astăzi. Din căsătoria cu Elisabeta Cantacuzino Pașcanu, nepoata a marelui Ban Grigore Brâncoveanu, domnitorul Barbu Știrbei are 9 copii, 5 fete și 4 băieți, care au influențat prin educație, viziune, realizări, societatea românească și europeană a vremii, îndeosebi franceză. Așa cum era obiceiul, cepturoaia Știrbei, moșia de scaun a familiei, fusese lăsată de Barbu Dimitrie Știrbei fiului său George, cel care a beneficiat de dreptul de primogenitură după moartea fratelui său mai mare, Grigore. Perla moșiei o reprezenta pădurea, formată din mai multe trupuri ce ocupau suprafețe întinse, acoperite cu arbori de esență tare, în principal stejar și gorun, mulți mai bătrâni de 600 de ani. Pădurea a reprezentat o afacere cu străinătatea, inițiată de Barbu Dimitrie Știrbei, încă din anul 1835, când trimitea doage pentru butoaie tocmai până la Marsilia, ori lemn tăiat, potrivit construirii corăbiilor. Pentru exploatarea rentabilă a pădurii și confecționarea doagelor, care ajung la peste 3 milioane bucăți la sfârșitul anului 1845, Barbu Dimitrie Știrbei aduce muncitori francezi, imortalizați într-o gravură de epocă realizată de Charles Dussault. Fiul său, George Știrbei, renunță la o carieră politică de prim rang, ministru de externe, președinte al Camerei Deputaților, și se stabilește în Franța, unde frecventează cele mai selecte cercuri pariziene,
dedicându-se activităților de colecționar, filantropice și de mecenat. Neamțul Hubert Tigarten este mandatat cu administrarea moșiei Stigbei. Din contractul de arendă, reînnoit în anul 1899 la Paris, aflăm că arendașul Hubert Tigarten nu avea voie să exploateze pădurile, ci doar beneficia de vii, pășun pentru vite, moară și conac. Prețul arendei era de 24.000 de lei aur, pe atunci monedă forte oriunde în Europa. În anul 1907, prințul George Stirbei renunță definitiv la proprietatea moșiei Stirbei în favoarea nepotului de frate, Barbu Alexandru Stirbei. Prin acest act se asigura continuitatea, întrucât prințul Barbu va fi urmașul masculin al neamului Stirbei în secolul al XX-lea. Tatăl său, Alexandru Stirbei, al doilea fiu al domnitorului Barbu Dimitrie Stirbei, cu educație deprinsă în cele mai bune școli pariziene, mai puțin preocupat de politică, a dezvoltat în mod semnificativ moștenirea de familie, dându-i chiar o dimensiune economică și comercială. La doar 23 de ani, prințul Barbu Alexandru Stirbei, singurul care și-a scris numele cu Y, a moștenit domeniul de la tatăl său, dându-i strălucire. Elegant, distins, frumos, de o inteligență remarcabilă, Barbu Alexandru Stirbei a jucat un rol deosebit în politica țării, fiind sfătuitorul de încredere al regelui Ferdinand și al reginei Maria, pentru care a nutrit sentimente puternice. Pasionat de agricultură, se dovedește a fi un abil om de afaceri, înființând pe lângă parcul Palatului de la Buftea o fabrică de conserve, o pepinieră de viță americană, o lăptărie, o moară sistematică, o fabrică de vată și pansamente. Este primul care a introdus în vechiul regat cultura bumbacului și a orezului. Moșia Stirbei cuprindea o suprafață de 5.295 hectare, iar după aplicarea reformei agrare din anul 1921, în posesia familiei au mai rămas 2.260 hectare, care includ și conacul, zăvoiul, pădurea în suprafață de 1.911 hectare, plantația de pom fructifer și nuci, pârâul, canalul, vâlcele și râpi. Prințul Barbu Alexandru Stirbei s-a preocupat îndeaproape de modernizarea moșiei Stirbei, aspect surprins de regina Maria cu prilejul vizitei din iulie 1922. Am plecat pe ploaie spre Stirbei pe Valea Oltului. Locul fusese total neglijat și acum îl transformase într-o moșie prosperă și bine cultivată. Construiește pivnițe enorme, a construit grajduri și mai face și alte lucruri. Inventarul din anul 1922 relevă funcția economică a moșiei Stirbei, predominantă în raport cu cea rezidențială. Aici funcționa o bancă populară ce poartă numele fondatorului, Barbu Alexandru Stirbei, fabrică de făină, o moară țărănească, o fabrică de țigle, cărămidă și teracotă, pepiniere, sere, stupărie, lăptărie, atelier mecanic, atelier de lemnărie, gater, atelier de paioane, împletituri din paie folosite pentru protejarea obiectelor confecționate din sticlă, clădiri administrative, dormitoare pentru muncitori, cantină. Pe șoseaua comunală construiește crama, o construcție de 1000 de metri pătrați, dotată cu un sistem de ventilație eficient ce asigura o temperatură constantă, cu pivnițe de 5 metri adâncime și o sală mare de vinificație la parter. Cele 75 hectare de vie, sădită în anii 1913, 1914 și 1921, erau evaluate la 2.628 miliarde lei. Vinurile Stirbei, marca Drăgășani, făcute din struguri de masă,
bucurându-se de o mare faimă. Din anul 1943, pe malul Oltețului, înființează o orezărie, mai întâi experimental, pe o suprafață de 14 hectare. Dacă terenul și împrejurările se vor dovedi benefice culturii orezului, se preconiza ca suprafața de cultură să fie sporită până la maximum debitului de apă ce se va putea scoate din râul Olteț, investind enorm în sistemul de instalații și de captare a apei. Se aprecia că debitul de apă permitea irigarea unei suprafețe totale de circa 114 hectare, însă împrejurările nu i-au mai fost favorabile prințului Barbu Alexandru Știrbei. Instalarea guvernului Petru Groza la 6 martie 1945 anunță alte timpuri pe care Barbu Știrbei nu ajunge să le mai trăiască, stingându-se din viață neașteptat în anul 1946. Întrucât era considerat inamicul numărul 1 al Moscovei, s-a spus că a fost asasinat. Boierii Știrbei au contribuit nemijlocit la dezvoltarea localității. Plimbându-ne prin comuna Iancujianu, este vizibil aerul de târg, oferit de casele solide din zid, înălțate în zona centrală a satului. În egală măsură au sprijinit biserica, zidirea înaintașilor buzești, școala structurată pe două localuri, școala de băieți construită pe domeniul buzeștilor și școala de fete ce funcționa din anul 1884 lângă primărie. De asemenea, în anul 1930, pe un teren cedat de Barbu Alexandru Știrbei, se construiește spitalul. Existența unui așezământ spitalicesc, prevăzut cu personal propriu, este confirmată încă din anul 1893, fiind una dintre puținele localități rurale ce beneficia de îngrijiri medicale deosebite pentru vremea respectivă. Un bust amplasat în fața liceului teoretic din actuala comună Iancujianu, construit pe locul unde altădată se aflau conacul și parcul Știrbeilor, păstrează în memoria contemporanilor bunul nume al familiei conservat în reprezentarea prințului Barbu Alexandru Știrbei. Opera a fost executată și donată de artistul plastic Eugen Ilina, fiul al satului ce parcurge un frumos traseu artistic, atât ca pictor cât și ca sculptor. Metaforic ne putem gândi la un arc peste timp, ce unește istorii diferite cuprinse într-o singură carte de învățătură, amintindu-ne aforismul unui filozof care spunea că oamenii înfruntă viitorul cu trecutul lor.